18 noiembrie. Azi îl pomenim pe Sfântul Mucenic Platon. Sfântul Mucenic Platon era din părțile Galiției, din cetatea Ancira, frate al Sfântului Mucenic Antioh, născut din părinți creștini și crescut în bună credință. Încă neajungând la vârsta cea desăvârșită, s-a arătat desăvârșit în faptele cele bune. El a propovăduit cu îndrăzneală pre Hristos, prea veșnicul Dumnezeu, în mijlocul închinătorilor de idoli.